Cum te-ai simțit astăzi la serbare? Garden. V-a plăcut mult? Ar fi fost frumos să fie și Andreea, dar este peste mări și țări. Uite, filmarea asta eu trimitem lui mami. Ce mesaj ai pentru mami? Ce vrei să-i spui tu lui mami? Cea mai frumoasă. Chiar dacă ești departe, te iubim și nu este dor de tine. Am învățat din nou să zbor, să trec peste zile care dor. Dar nu-i nimic întâmplător, eu știu că e soare după nori. Am învățat din nou să zbor, să trec peste zile care dor. Dar nu-i nimic întâmplător, eu știu că e soare după acasă de la serbare și Clărița e cu Steluța. O iubești mult pe Steluța, nu-i așa? Nici nu ai venit bine acasă și mănânci jeleuri. Mănânci jeleuri. Cine ți-a dat jeleuri? Bunii. Bunii? Păi ce ați făcut bunii? Au meritat astăzi cel mai bun. Au meritat, nu? Au meritat. Eluța. Cum te-ai simțit astăzi la serbare? Fluturașii lui Galben. V-a plăcut mult? Ar fi fost frumos să fie și Andreea, dar este peste mări și țări. Eu vreau o bucătărie de mini. Deci asta e lista de jucării pentru mami. Da. Ok, haide. Eu vreau o bucătărie de mini. Da. O mașină de mini și de Daisy. Așa. Și... Și mai vreau machiaj. Așa, dar ți-a șoptit bunii. Cred că vrea și bunii machiaj. Vrei să mă chem pe bunii? Vrei să mă chem? Ela, uite, filmarea asta eu trimitem lui mami. Ce mesaj ai pentru mami? Ce vrei să-i spui tu lui mami? Mami, am avut serbare și da, pentru că mami este plecată. Cea mai frumoasă. Și-a pus picior peste picior vorba ta. Mami ți-a zis? Mami ți-a zis să pui picior peste picior? Da. Este o adevărată domnișoară. Wow. Ce tortă are de mami, nu-i așa? Și ce vrei să-ți aducă mami când se întoarce de acolo? De lupi? Clărițo, da, tu ai văzut ce culoare am făcut mașina lui mami? Ce culoare am făcut? Ce culoare? Albastru? Și îți place? Da.
Am pregătit tort pentru Andreea, ea e plecată în America Express și fetele deja au început să strice tortul. Dar e bun? Măcar e bun? E bun? Și ești cine? Mami. Mami? Cu ghiozdanul în spate? Ia-i mai dați voi un pup, mami. Deci noi am pregătit tortul de astăzi și mâine când este ziua Andreei, fix mâine, facem petrecere cu tort și cu prăjituri. Și cu suc. Deci Madalina s-a pregătit cu cadouri. Ne-am pregătit, ne facem de cap cât Andreea nu e acasă. Să vadă și a filmările, să vadă vlogul. Pe bogăție, ia uite, Elsa. Ce avem aici? Un avem și mâncare, da, bine. Cred că Andreea ar vrea și ea o pizza acolo unde e. Crezi, nu? Mergem înăuntru să vă arătăm petrecerea și cum s-au pregătit Ela și Clara. Ce faceți? Ce faceți? Pentru party și mami nu e acasă. Ia uitați, aveți jucării. V-a adus Madalina jucării, hai să vedem. Ce aici? Ia uite ce e înăuntru. Wow, câte jucării. Clara, îmi dai și mie una? Eluța? Îmi dai? Haide, îmi dai și mie. Haide. Dacă mami e plecată în America Express, facem noi vlog. Ce zici? Ia uite. Vrei să filmezi tu? Vrei? Nu vrei? Filmez eu? Bine. Deci eu astăzi sunt mami, da? Ce părere ai, Eluța? Mami, ne putem da pe topogan? N-aveți voie pe topogan. Avem acum unboxing de jucării. Wow, ce e asta? Slime? Slime. Ia să vedem ce mai avem acolo. Brioșe, mamă câte brioșe, îmi dai și mie una. Haide, îmi dai și mie, te rog, una. Ba da, voi știți că trebuie să pregătiți lista pentru mami când se întoarce din America? Da, am pregătit. Și, serios? Wow, eu am făcut-o. Mă, da, eu am făcut. Dar cum să spui că eu am făcut-o, eu am ales culoarea și Andreea nu știe culoarea. Nu, cum crezi că o să reacționeze? Cum crezi că o să reacționeze? O să fie doar ieșe amnă în trafic. Aia zic, o să o recunoască toată lumea. O faci și mie? Vrei? Vrei? Ce culoare? Nu, eu gândesc culoarea. Da, da, îmi dai mașina ta? Oricum o să postăm aici poze și filmări cu mașina să vedeți și voi în ce stadiu este și sperăm să fim vii, eu să fiu viu și după ce Andreea vine din America. Ce pregătiți aici, bunii? Pentru copii, pentru copii. Și așteptăm să suflăm în tortul Andrei. Foarte frumos. Andreea, chiar dacă ești departe, te iubim și nu este dor de tine. Wow, te iubim, Andreea. Mama, cred că Andreea sigur și-ar dori și ea toată mâncarea asta de aici. Cam puțină pentru ea. Cam puțină, credeți? Cam puțină pentru ea, sigur. Ce credeți că ar alege de aici din toate? Ce ar alege? Da. Întâi cărnița. Da. Piureu. Da. Și după aceea pizza. Și pizza, nu? Da. Ce faci, Steluțo? Ăsta e noul tău leagăn? Ce frumos e! Crezi că o să-i placă lui mami când vine? Eu cred că ea o să stea numai în leagănul ăsta în fiecare dimineață. Cum stai tu așa, așa o să stea și mami. Mă lasă să stau și eu cu tine? Nu. Nu mă lași? Lasă-mă și pe mine. Stai acolo la canapea. Să stau pe canapea? Da. Păi de ce să stau pe canapea? Că eu vreau și eu pe leagăn. Nu. Dar am crezut că suntem prieteni. Nu, da. Nu suntem prieteni? Nu?
De ce nu vrei să stai lângă mine? Pentru că vreau să stau la șaptă. Cum vrei să stai? La șaptă. Așa singură? Da, vreau să stau și eu lângă tine, că ești prietena mea. Mă pun repede eu. Nu. M-am pus. Eu. Și vin lângă tine acum. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba da. Am venit. Am venit. Unde fugi? Te duci în ca... Vin după tine.